S-au bucurat de zilele libere din prelungirea vacanței de iarnă dictate de autorități din cauza vremii neprielnice, însă acum trebuie să recupereze. Este vorba despre elevii școlilor din municipiul Buzău care fie merg la școală sâmbăta, fie au un program mai lung și pauze mai scurte. Fiecare școală are specificul ei. Sunt școli care au foarte mulți navetiști și este greu să îi cheme sâmbăta, fiindcă ei trebuie să suporte cheltuiala cu transportul suplimentar. Alte școli au găsit soluția să prelungească ziua de școală acolo unde n-au cursul după masă. Își prelungesc programul în fiecare zi, două săptămâni și recuperează. Sunt și școli care au optat să învețe luni pentru că și ziua de luni este obligatoriu să fie recuperată și atunci s-ar mai adăuga o zi la cele 5 de recuperat. Și în zilele declarate libere de guvern, 23 și 24 ianuarie, unii dintre elevi vor învăța, iar decizia aparține fiecărui Consiliu de Administrație în parte. Noi suntem într-o situație specială acum și atâta timp cât comitetele de părinți sunt de acord, Consiliul Profesoral, sindicatele, am discutat cu ei și ei sunt de acord dacă școlile optează pentru acest lucru și nu văd de ce ar fi ilegal. Următoarea vacanță a elevilor va fi cea intersemestrială, în perioada 4-12 februarie 2017.